visez în fiecare zi cu ochii deschiși la o finală olimpică. Rareș Toader avea 12 ani când a renunțat la fotbal și s-a apucat de atletism. Bunicul său, fost campion național la săritura în înălțime, l-a încurajat să facă performanță. Făceam mai multe probe până mi-am găsit talentul și practic când am descoperit greutatea, l-am întrebat pe bunicul meu ce este asta și ce înseamnă sportul ăsta, după care în 2 luni de zile am reușit să obțin și o medalie la campionatele naționale. În 2014, Rareș câștiga argintul olimpic la tineret în proba de aruncare a greutății, o performanță despre care vorbește întotdeauna cu mândrie. 2 ani mai târziu, un test antidoping l-a întors din drumul spre Jocurile Olimpice de la Rio, pentru care se calificase. Pe moment am fost supărat și indignat că așa s-au petrecut lucrurile. Însă, trecând anii, am realizat că poate a fost cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat. Am învățat să abordez altfel sportul și pot să spun acum cu mâna pe inimă că dacă nu se întâmpla să ratez Jocurile Olimpice de la Rio, nu știu dacă puteam să obțin calificarea de la Tokyo. În Japonia, Rareș Toader vrea să ajungă în finala olimpică alături de cei mai buni 12 aruncători de greutate din lume, iar de acolo pe podium. Calificarea va fi destul de grea, pentru că sunt deja 30 de aruncători care au îndeplinit standardul olimpic de 21-10, iar asta forțează oarecum lucrurile, însă eu prefer să mă gândesc să fiu cel mai bun acolo, în momentul acela, în calificări, și cu siguranță dacă voi fi cel mai bun acolo, voi obține și finala. La nivel mental, da, am o medalie olimpică și o spun cu toată sinceritatea că simt că pot să ajung acolo. Din 23 iulie, Jocurile Olimpice de la Tokyo se văd la TVR.